La Spitalul Dimitrie Gerota din capitală există de astăzi un punct mobil de colectare a plasmei. Această componentă sangvină, prelevată de la pacienții vindecați de COVID, este partea unuia dintre cele mai eficiente tratamente pentru infecția cu noul coronavirus. În acest punct vor putea dona toți angajații Ministerului Afacerilor Interne care au avut COVID-19. Și vreau să vă spun că nu sunt puțini, care evident îndeplinesc și criteriile medicale, iar beneficiarii vor fi toți pacienții care au nevoie de plasmă. Punctul de recoltare este organizat, după cum observați, în 3 containere situate în afara spitalului, în ideea de a nu interfera cu circuitele funcționale ale spitalului și a se putea desfășura activitatea obișnuită. Lucrurile nu se opresc însă aici. Ministerul de Interne face și primii pași pentru a extinde rețeaua de unități medicale pe care le are în coordonare. Anunț în premieră că luna viitoare vor începe procedurile pentru realizarea studiului de fezabilitate. În cadrul acestui nou spital va funcționa și centrul de transfuzii, care va avea în viitor și o bancă de plasmă. Noua unitate medicală va fi construită pe un teren care a aparținut Academiei de Poliție și care acum a fost trecut în proprietatea Spitalului Dimitrie Gerota din capitală. Deocamdată, până când polițiștii vor avea un nou spital, urmează investiții masive în dispozitive și aparatură medicală. 28 de milioane de lei sunt deja alocați unui astfel de proiect.